Ziua familiei, marcată în toată lumea pe data de 15 mai, are o semnificație aparte pentru copiii fără o familie tipică, mai exact pentru copiii din centrele de plasament. Ajunși în grija statului după ce au fost victime ale abuzurilor ori neglijării adulților sau pentru că părinții lor nu au mai putut crește din cauza lipsurilor, copiii sunt foarte atașați de ideea de familie, iar în momentul în care sunt vizitați de cineva de acasă, li se luminează chipul și sufletul. Din acest motiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a decis să marcheze Ziua Familiei în 2016 prin invitarea unui număr cât mai mare de părinți, frați, surori, bunici sau alte rude apropiate ale copiilor din centrele de plasament și să serbeze o duminică împreună. Pentru copiii ale căror rude au răspuns prezent la această invitație emoționantă, a fost o zi fericită, plină de bucurie și de soare. Toți părinții care au acceptat ca măcar duminică să vină să-și vadă copiii au primit din partea celor mici îmbrățișori și o felie de tort făcut chiar de ei. Nu toți părinții au răspuns însă invitației, dar cei care nu au avut posibilitatea să-și strângă în brațe familia s-au bucurat de toată atenția asistenților sociali, care le-au pregătit dulciuri, multe jocuri și surprize, toate menite să le aline dorul de cei dragi. În acest moment, aproximativ 1600 de copii din județ cresc departe de părinții lor, ei fiind beneficiarii unor măsuri de protecție specială. Dintre aceștia, 400 sunt în centre de plasament, 510 sunt în plasament familial la rude, alți 550 sunt în grija asistenților maternali, profesioniști și peste 90 locuiesc în centre familiale ale unor organisme private.